Salutare! În acest clip fac un versus între McDonald's și KFC, shawarma, da? Cum se numește aici, wrap. Wrap îi spun ei. Burger King, cu părere de rău, nu are. La Burger King am făcut versus de burger de vită, KFC n-avea. Aici deja Burger King-ul n-are shawarma. Deci, la McDonald's shawarma este singura diferență, că e sos. Ca de obicei, ei iau un lucru la fel, doar sosul e schimbat. Este sui chili, care l-am luat eu, da? Chili dulce, care și-mi place. Este barbecue sos, nu-mi place. Și spicy mayonnaise, maioneză iute. Și eu am luat doar acesta care îmi place. În rest, componența interioară e diferență n-are. Și l-am deschis eu de aici, dar chiar că el de aici se deschide. O să-l deschid din vrei, ca tare. Așa. Să-l deschide frumos. Așa. Avem în interior Chicken Select. Chicken Select, asta e pieptul lor. Varză, nu iceberg. Castravete. Sunt două bucăți Chicken Select. Și avem sweet chili. Plus este și maioneză. Și da, să vedem. Miroase nu cine știe ce. Lavașul simplu. Sosul gel simplu la gust. Sweet chili e pudră de chili cu zahăr. Nectarul. Da. Așa-i. Îl deschidem un pic. Îl facem mai apetisant. Apropo, o să-l iau cu doar să-mi mănuș. Ce contează. E că așa arată. Să-l vedeți la cât e de mare. Și arată până când înăuntru. Așa lavașul cum e. Lavașul e făcut, după cât văd eu, un pic la grill ruminit, pentru că arată ruminit în interior. Da. Și ca înăuntru. L-am deschis. E că așa e strâns. E că tăi sunt Chicken Selectorile. Îmi place să deschid, să studiez. Varza asta mie nu-mi place. Eu deja pot să spun că asta nu e varza mea preferată. E ca asta. Așa. Văd componența. Bine. Cum de să-i dăm un testest așa ca terea. Sos chili e clasic. Peste tot și în Africa. E iute și dulce. E gustos, e unul din preferatele mele. E iute în măsură. Acum dezvidem carne. Ok. Pieptul de pui îl simt. E piept bătut în făină. Da? Da. Este amnii KFC. Da. Nu-i KFC garantat. La KFC pieptul e piept. Ok. Da, să vedem ce gust are twister-ul. Am impresionat. Aia ăștia-i spun twister. Este cu maioneză pepper mayonnaise de piper, care e folosit în toți burgerii. Eu de ce deja am mâncat. În versuri de la burger.
Dă să vedem. Acesta e Southern de ceva. Da, ideea cu sosul e buttermilk, este kefir și cu sos în stil Southern. Asta tot e un pic iute. Ceva care e făcut, știu că îi fac așa tot găina în stil acesta. Tot anume găina bătut în făină, anume asta e Southern Chicken, Southern Sos plus buttermilk, încă e un fel de kefir mestecat acolo. Tot văd că avem tortilla asta la fel, un pic ruminită, dar aici ce e interesant, că aici am văzut că au coleslaw, crunchy coleslaw. Ia câtă-l-i, el își se vede deja. Coleslaw asta e varză albă, roșie, morcov ce mai iau aici? Da, văd pieptul. Da, el și pieptul e într-un stil southern. Sau pieptul e lor. Tot au două bucăți, dar în lung. Pot să spun că aici e mult mai frumos organizat tot față de McDonald's. Cu mult, de două ori. Pentru că e organizat frumos tot în lung. Și tot e frumos. Mie mult mai mult îmi place cum e componența făcută anume în interior aici. Da, și sosul, îi poți cumperi sosul ăsta separat, buttermilk, sau fel buttermilk. Pieptul îmi place foarte mult și este și ketchup aici. Coleslaw, da, varză roșie, morcov, varză albă. Foarte mult îmi place cum e organizat, nota 10. McDonald's-ul e mult, mult mai rău. La McDonald's organizarea, când am deschis așa și așa, era aruncat tot, teap-leap, pe un 6. Simțim așa gustul un pic mai intens. Scoatem un pic de lavaș și să-i dăm. O câștigat. Gata. S-a terminat joaca. Nota 9. McDonald's-ul. Nici nu pot amoi dacă îi dau nota pe un pumn în cap. Doamne ferește și de bun. Ferească. Dă încă o dată să văd McDonald's-ul, să pot să-l compar, că aici îl distrug amuia. McDonald's-ul e... Nu ce știi ce. Sunt sosul chili. Peste tot îl găsești. Trebuie să fac un versus între carne de găină pură, între KFC, McDonald's, Burger King, dar KFC-ul garantat face mai bun carnea. Am găsit la McDonald's-ul. Cam ușcășios. Asta cu ketchup un pic lunic mai bine. Chiar o lunicat. Lunicat, mă gând că doi. McDonald's-ul, nota 7. Nu e extrem de rău. Merge. Sosul barbecue era să fie mult mai rău. Maioneza un pic mai bun, dar maioneza iute. Tot era să fie ca sweet chili, mergea. Barbecue 1. Da, asta e organizat mai bine pe nota 9 și gustul pe nota 9. Maioneza e un burger, am mâncat-o asta lor, care e pepper mayonnaise cu ardei negru. Dar sosul ăsta Southern buttermilk, e turbat. Și coleslaw miroase. Mie îmi place coleslaw, că e mult mai crocant, mai gustos. Carnea de la KFC e mai gustoasă.
acoperirea de la carne în care e bătut carnea și prăjită e mult mai crocantă și mai gustoasă. Și sosul e mai gustos, adică tot câștigă. Între KFC și McDonald's câștigă KFC-ul turbat. 3,20 la McDonald's și 4 KFC-ul. Experiență, iau. Pieptul e clasică KFC, nu-i Southern. Simplu, dacă cumperi la magazin, e Southern. Aici, nu. Este pieptul lor clasic, simplu, gustos, dar sosul e zboară în cosmos, în coleacă și nu zboară. Nu unde să-l desfac. Îmi place să desfac, să studiez. Miroase foarte gustos. Coleslaw, da, clasic, este pieptul lor, simplu. Trebuie numai decât să fac versus de piept între fast food, Burger King, McDonald's și KFC. Sau ofer de sosul e pe piept, e roșu. Și buttermilk-ul e în coleslaw. Și coleslaw din cât știu eu, se face cu maioneză, deci probabil că e făcut economic cu sosul ăsta. Păi, dar e turbat. Turbat, tu ești nebun la cap. Câștigă ăsta nici nu discută. Și organizarea e foarte frumos făcută. Piept așa e sărățel. Mie îmi place când e mai sărat, când e mai dulce. Eu ador dulciurile. Ador când e sărat. De asta îmi place sweet chili. Și ăsta, da. Mai scurt, e turbat. Foarte gustos. Lunic pe gât, tare, tare vesel, eu aș spune. Foarte mult îmi place. Ar să fost tot, mă știu, pe acest versus. Ne vedem în următorul clip. Poftă bună. Pa! Ideal. Nu sunt nevoie să adaugi nimic, să scoți nimic. Nu vrei să pui nici ketchup, nici nică. Iute în măsură, sau fel ca și sweet chili, iute dar nu tare. Пептуми машкат.